Ziua bună, dragilor! Sunt Laura Laurențiu și vă spun bine ați venit în bucătăria mea, unde voi fi încă o dată ghidul vostru într-o scurtă și delicioasă incursiune prin gastronomia locală din Banat, cu o rețetă dulce, care pe la noi se numește șmoră sau kaiserschmarrn. Nu de mult v-am propus o altă rețetă tradițională bănățeană, cea de grenadier marș sau tăiței cu crumpi, al cărei link doar ce a apărut în stânga sus a ecranului. Vă spuneam atunci că, în cadrul unui demers de promovare a gastronomiei locale ca parte a patrimoniului cultural imaterial, Gustul ca patrimoniu, voi publica anul acesta 4 rețete tradiționale din Banat. Acest demers face parte din programul La Pas, inclus și în dosarul de candidatură al Asociației Timișoara, Capitală Europeană a Culturii și derulat în parteneriat cu Asociația CRIES. Și acum că a aflat toată lumea despre ce e vorba, hai să revenim deci la a doua rețetă din cadrul acestui proiect, cea de șmoră, acest desert simplu și delicios pe care îl pregătesc cu multă nostalgie pentru că mi-aduce aminte de aromele din bucătăria bunicii. Mirosul delicios de aluat fript în unt, sfârâind pe plită, vanilie, un pic de coajă de lămâie. Sună delicios și vă asigur că așa și este, pe deasupra e și foarte simplu și ușor de pregătit. Pentru început, pornim cuptorul și îl fixăm la 180 de grade Celsius sau, cum ar spune bunica, la foc potrivit. Pe masă am pregătit deja ingredientele care, așa cum îi stă bine unei rețete tradiționale, sunt foarte simple și accesibile. Pentru rețeta de astăzi vom avea nevoie de 4 ouă, 250 de ml de lapte, 250 de grame de făină, 60 de grame de zahăr, 50 de grame de unt topit, nu e fierbinte, 30 de grame de stafide pe care le-am pus la înmuiat în 20 de ml de rom, 10 grame, mai precis un plic de zahăr vanilat, un praf de sare, un strop de coajă de lămâie rasă. La fel ca multe alte rețete din tradiția culinară bănățeană, și cea de șmoră sau kaiserschmarrn are origini austro-ungare și încă este un desert apreciat și la Viena și la Timișoara. La Viena se servește cu sos de mere, iar la noi în Banat se servește cu un compot. Din dorința de a împăca atât tradiția vieneză cât și specificul nostru bănățean, eu am pregătit un compot de mere, e un compot proaspăt, pe care l-am făcut cu niște mere pe care le-am cumpărat din piață de la o bătrânică și mă bucur că, uite, mi-am adus aminte de asta pentru că e un bun prilej de a sublinia unul dintre principiile programului La Pas, acela de încurajare a micilor producători. Mai întâi vom separa albușurile de gălbenușuri și le vom colecta separat în două castroane. Peste gălbenușuri adăugăm zahărul vanilat, coaja de lămâie, dacă alegeți să o folosiți. Le amestecăm bine cu telul și începem să adăugăm alternativ făină și lapte. Practic e un aluat de clătite, foarte asemănător, care poate fi pregătit și cu mixerul, doar că în semn de omagiu față de bunicile noastre care, fără să aibă parte de instrumentarul nostru de bucătărie, ne răsfățeau cu atâtea bunătăți, am hotărât astăzi să procedez și eu așa cum făcea bunica mea. Și odată bine omogenizat aluatul, adăugăm cam 2/3 din untul topit, restul îl păstrăm pentru prăjire. Odată ce am terminat de omogenizat compoziția cu gălbenușuri, făină, lapte, un pic de unt, ne apucăm de albușuri și pentru că mă simt extrem de curajoasă astăzi și chiar vreau ca bunica mea să fie mândră de mine de acolo de unde este, o să încerc să le bat și pe astea cu telul clasic, am adăugat puțină sare și încep. Și multe minute mai târziu, când ajungem în acest stadiu, albușul deja a format o spumă ușoară, începem să adăugăm zahărul puțin câte puțin și batem în continuare. E un foarte bun exercițiu fizic. Și vom continua astfel adăugând câte puțin zahăr până când acesta se dizolvă în bezea. Am obținut, iată, o bezea destul de tare. Am păstrat un pic de zahăr, poate, eu știu, o lingură rasă,
de care vom avea nevoie în final. Pe restul l-am adăugat pe tot aici în albușuri și insist să se bată foarte, foarte bine. Odată ce albușurile s-au întărit bine, adăugăm o treime din acestea peste compoziția cu gălbenușuri, făină, lapte și așa mai departe și o încorporăm amestecând energic. După ce am încorporat albușurile în compoziția de bază, o adăugăm pe toată peste restul de bezea și omogenizăm aluatul cu spatula, așa încât să obținem o compoziție spumoasă. Ridicăm de pe fund și aducem spre suprafață, împăturind continuu, cu delicatețe, ca să nu eliminăm aerul acumulat în albușuri. Odată ce am terminat de pregătit aluatul, am pus pe foc o tavă cam de 38 pe 22 de centimetri, nu am măsurat exact, o încing pe foc mediu și voi adăuga untul păstrat, care deja, uite, s-a solidificat aici, dar nu are importanță pentru că îl lăsăm să se topească. Există multe variante ale rețetei. Eu o fac pe cea pe care am văzut-o la mine în casă, pe cea pe care mi-o pregătea bunica mea și a mea este coaptă. Și acum o să adaug pe deasupra stafidele înmuiate în rom. Partea de jos deja începe să se seteze, încep să apară bulbuci de aer pentru că e bine încinsă. Trebuie să lucrăm foarte repede ca să nu apuce să se rumenească prea tare partea de la bază. Presărăm pe deasupra zahărul păstrat, aproximativ 10-15 grame din tot zahărul prevăzut pentru rețetă. Și acum merge la cuptor. Tava mea cu șmoră, o iau cu mânușile pentru că e cam încinsă, merge la cuptor la o înălțime situată în partea superioară ca să favorizeze caramelizarea părții de deasupra, timp de 12-15 minute. Și în acest răstimp și până când mai adun un pic pe aici, o să mai povestesc un pic despre rețetă. După cum ați observat deja și v-am spus, este o rețetă de origine austro-ungară, are și o denumire în limba germană. Interesant este că în traducere mot a mot, Kaiserschmarrn înseamnă firmiturile împăratului sau firmituri imperiale. Ei bine, la noi în Banat, din imperiale au devenit pur și simplu firmituri și atât. O rețetă țărănească, un desert care se pregătește mai ales iarna. Rețetă transmisă pe calea prieteniei de la o gospodină la alta, indiferent de etnia acestor femei care gătesc pentru familiile lor. Și asta este caracteristic aproape tuturor rețetelor de la noi din Banat, de aceea gastronomia noastră este atât de diversă, reflectând din plin multiculturalismul local. Și asemenea multor altor rețete păstrate așa în memoria colectivă, neconsemnate, neapărat înscris, și cea de șmoră are mai multe variante. Tuturor variantelor le este comun faptul că în final coptura, toată preparația, se sfâșie cu două furculițe, obținând firmiturile, șmoră, așa cum indică și denumirea, însă există variante care se pregătesc în tigaie, variante care se pregătesc în cuptor, variante care conțin și griș. A mea, după cum ați văzut, este una destul de simplă, coaptă în cuptor. După părerea mea, cu toate că am gustat și din altele și nu neapărat pentru că asta este cea cu care am crescut, aș zice că totuși varianta asta e cea mai corectă, măcar pentru faptul că această compoziție care conține ouă, făină, lapte, ajunge să se pătrundă foarte bine gătită fiind la cuptor. Și după 15 minute scoatem din cuptor această minunăție rumenă foarte fierbinte. Între timp, iată, am pregătit și farfurile pentru servire. În două boluri mici am pus compotul de mere și alături mi-am lăsat suficient loc ca să pun firmiturile, pe care le voi presera cu zahăr, pudră, vanila. Ceea ce mai e de făcut este să sfâșiem efectiv tot ce avem în tavă. Această compoziție foarte aerată, e ca un sufle, cu două furculițe. Să o transformăm în firmituri. Transfer aceste firmituri spumoase pe cele două platouri pregătite
și le servesc calde cu compotul foarte rece. Presărăm o ninsoare de zahăr pudră și gata! Șmora este gata de servire! Dragilor, sper că amintirea mea dulce pe care am împărtășit-o astăzi cu voi, rețeta de șmoră, v-a mers la suflet și că veți dori să vedeți și episoadele următoare. Abonați-vă la canalul de YouTube Laura Laurențiu, unde vă aștept mereu cu noi rețete și idei delicioase.